super emisiune astăzi la dimineața cu noi în Vinerea Mare, doamnelor și domnilor. Încă o dată vă reamintesc, chiar dacă ați văzut în teaserul de mai devreme, că avem un super material alături de Florin Piersic. Mai ajungem și pe la Amalia Anastasie, să vedeți cum am prins-o, cu cine era, pentru că nu era singură. Nu era, nu era singură, am prins-o cu un domn. Cu un domn era. Și nu era soțul. Nu era soțul. Las că să vezi tu. Cu cine era? Doamna Amalia Anastasie și, bineînțeles, și doamna Irina Login, care ne-a primit în casa dumneei și ne-a vorbit și ce ne-a spus, o să vedeți astăzi în emisiunea noastră dimineața cu noi. Am o știre, domnul Bursucu. Ia spuneți, domnul George. Știri, cele mai interesante tradiții de Paște pe insula Corfu. Bănuiesc că nu ați prins Paștele niciodată. Nu, n-am. De ce să vă mint? Nu. Dacă mergeți, trebuie să știți că acolo se întâmplă lucruri interesante. Locuitorii din centrul istoric al capitalei insulei Corfu, care aleg să rămână acasă în timpul acestei procesiuni, atârnă de ferestrele deschise flori colorate, lumânări și ard salvie pentru curățire. Foarte frumos! Da. Iar pentru noroc și prosperitate noul an, sunt aruncate vase din ceramică din balcoane în urma preoților. Deci trec sfinții părinți și localnicii dau drumul la vase. Poate ți s-a întâmplat vreodată să treci așa pe stradă și dintr-o dată, ce-a făcut, mă? Dar la noi e cu apă mai mult. Auzi? Știi care e treaba? Să nu fie vreunul supărat. Eu fi luat prea mult la botez sau ceva, l-a prins la... Da, lăsați, că nu mai să nu ne mai gândim la asta. Ce rost are să... Obiceiuri de Paște bizare sunt și în Italia. Car tras de un bivol obligatoriu alb. Deci un bivol alb va trage un car în Florența, noaptea învierii. Un car alegoric plin cu artificii este tras de un bivol alb până în fața catedralei Santa Maria de Fiore, a doua biserică după mărime din Italia, după biserica Sfântă. Și nici nu am. Nu știa, uite, artificiile sunt aprinse cu ajutorul unei rachete micuțe în formă de porumbel alb. Foarte frumos, chiar mi se pare. Dar mi-a zis mie Poverina ceva cu porumbelul alb, Poverina. Ce mi-ai povestit? Da, m-a dus astăzi, surpriză la sfârșit, un porumbel din fistic. Ce? Pentru voi toți, porumbel? Da, la noi se mănâncă porumbel din genul cozonac, dar cu forma de porumbel, că duce pace. Zic că porumbel aduce pace, așa, da. Simbol de pace. Tot cu simbolul a venit Patriția în această emisiune, dacă se poate vedea. Patriția, ce avem aici? Avem tot altul simbol de paste, un miel făcut din pasta din... Un ce? Mandorle, stai, un mieluță. Un mieluță. A adus un mieluță aici, Patriția, un din mieluță. Din pasta de migdale și asta e porumbel, guarda. Am adus și porumbel gigante. Uite și porumbel. Ăsta e porumbelul. Stai, vedi că are forma. Stai că vreau să văd și eu. Are forma de porumbel. Stai că tăiam, că oricum l-o mâncam. Vedi? Deci ăsta e porumbel? Da, din fistic. Tu vezi porumbelul? Ba da. Bursucule. Ba da, că ai imaginat. Trebuie să te concentrezi. Da, e un porumbel. E tot porumbel. E porumbelul păcii. Ia uite cum. Vino, mă, Andrei, să vezi porumbelul. Ce naiba că e... Dacă închizi cumva ochiul, înăuntru e porumbelul. Porumbel metaforic. Lasă-mă că e porumbel, te bagi tu în... Uită-te, Viviana. Da, doar ne uităm, da? Asta, da, mă, gata, uite, ăsta e. Seama că am înțeles exact. Da. Vedi, ar uite, altceva. Vezi cu, da, e cu cremă de fistic. E cu cremă de fistic, da. Eu vreau un mielul de... Tot cu fisc. Viviana. Asta cu migdale, da. Da, cu migdale. Astăzi este o zi importantă pentru noi. E vinerea mare. Da, e vinerea mare. Se iartă exact. Dar ce-ți dorești tu la televizor la ora asta? Adică, da? Da, frumos. Mielul mănânci duminică, la masa ta de Paște. Nu mai cere la noi în emisiune. Păi, dar uite că noi pregătim. Când eram liniștit, au pe tine, eu mănânc mielul. Nu e cazul. George, salvează-ne, că asta mică ține post, a uitat. Ține post până duminică. George! Noștrii au luat o razna cu mâncarea. De când au simțit mirosuri pe aici, pentru ei Paștele așa, mâncare, pentru că au și ținut post. Din cauza postului încep să o ia. Doar că Paștele și sărbătorile acestea nu sunt doar despre a mânca, sunt și un prilej bun de a ne conecta cu cei dragi, de a ne întâlni cu familia, de a revedea oameni dragi la masa de Paște. Tocmai de aceea astăzi am chemat-o pe la noi pe Anca Maftei, psihoterapeut și psiholog, care ne va spune cum facem să păstrăm armonia în familie și în relațiile de la masa de Paște.
Bun. Bun găsit, ce provocare, nu? Interesantă, de altfel. O provocare, da, într-adevăr, să te reîntâlnești cu diferite personalități ale familiei și să dezbați anumite teme, pentru că, da, ne întâlnim și discutăm, s-ar putea să stârnească anumite chichițe. Cum facem să ne păstrăm armonia și să păstrăm curată energia sărbătorii? Iată că aici se vede cât de mult am lucrat cu noi de-a lungul anului și modul în care noi reușim să ne centrăm, să fim prezenți, să fim alături de fiecare din părțile acestea ale noastre care reacționează de multe ori, este până la urmă ceea ce ne face cu adevărat împliniți și ne arată că am ajuns într-un punct bun. De altfel, de fiecare dată când vom avea câte o reacție, câte o emoție intensă, bine ar fi să ne ducem cumva în interior și să oferim un pic de blândețe acelor copii din ființa noastră, pentru că ei reacționează, nu noi în esența ceea ce suntem. Bineînțeles că sunt provocări, dar sunt aici ca să creștem, ca să putem să evoluăm, altfel n-am putea. Așa e, știm cu toții că fiecare om are ritmul lui de evoluție. Și poate nimerim un membru al familiei sau un prieten care are un ritm diferit de al tău și să spunem că tu înțelegi lucrurile, dar el nu le înțelege. Cum facem noi să explicăm aceste lucruri? Cu blândețe, cu compasiune, cu a înțelege că celălalt e tot o parte din noi, că suntem parte dintr-un sistem mai vast. Fiecare dintre noi avem anumite carențe, să le spunem, și lucruri de învățat, de îmbunătățit. Și iată, celălalt ar putea fi exact prilejul prin care noi să creștem, de altfel. Întotdeauna ceea ce mă deranjează la celălalt am și eu într-o altă zonă a ființei mele și e bine să mă uit mai cu atenție la mine însă. Atunci când pornesc de pe un stadiu de acceptare și compasiune, celălalt se simte inclus și atunci, să zic așa, tensiunile și agresivitatea cumva dispar. Eu știu foarte bine din familia mea că în fiecare an la masă se spun foarte multe adevăruri. Da, glumele acelea. Glume. Fiecare are un adevăr. Cum facem cu acest adevăr să găsim o zonă mediană? Le spunem, nu le spunem? Da, este exact provocarea și de la mine din familie, pentru că există genul acela de reacții. Da, da, dacă nu ne putem spune totul, da, ne putem spune totul, dar contează foarte mult în ce manieră. Întotdeauna dacă vreau să-mi dau cu părerea despre celălalt sau ce face celălalt, asta deja poate fi abuz. Deci bine ar fi să vorbim doar despre noi, întotdeauna eu simt că X, eu simt tristețe, eu simt că... Deci întotdeauna despre noi înșine, nu putem să vorbim despre un alt om, pentru că îl putem jigni, îl putem răni. Deci în primul și în primul rând asta, vorbim doar despre noi și în același timp învățăm să spunem și nu, învățăm să spunem și până aici, învățăm să spunem și am nevoie de respect, respectul pentru mine înseamnă asta, te rog să-mi vorbești în felul acesta, te rog să te adresezi mie în felul acesta, adică cu blândețe, cu bunăvoință, dar în același timp să păstrăm și limita aceea care, iată, care ne protejează. Așa este, așa este foarte fină și de multe ori se găsesc persoane care să spună anumite lucruri pe care... Sau uite, tu de exemplu poate ai evoluat în ultima perioadă, nu te-ai mai întâlnit cu o rudă din afară de foarte mult timp, tu te-ai schimbat, dar oamenii te știu la fel. Corect, se adresează aceluiași copilaș. Da, ei cred în continuare că tu ai rămas același copilaș. Tu trebuie să te încarci cu multă blândețe atunci când pleci de acasă sau când aștepți rude și să spui lucrurile cât mai calm. Da, într-o stare de prezență, într-o stare de centrare, poate să ne luăm un minut, două, tocmai să facem asta, să ne concentrăm pe respirație, să vedem ce se întâmplă cu noi, să avem un minut de pregătire, ca să zic așa, și totodată să nici nu lăsăm să escaladeze lucrurile. Știm clar că ceilalți au limitările lor, așa cum și noi le avem pe ale noastre, și atunci ne întoarcem din nou în interior, începem, da, ok, o să lucrez cu asta altă dată și cumva, iată, putem să spunem că suntem într-o cursă de a ne câștiga răbdarea cu familia noastră. Dacă totuși se iscă o discuție mai aprinsă, cum facem să o aplanăm? În primul rând vorbim întotdeauna despre noi, încercăm să întotdeauna să ne cerem scuze, să ne asumăm responsabilitatea vis-a-vis de ceea ce se întâmplă, a căuta tot timpul un pod, o relație, o legătură cu celălalt, a aduce și lucruri foarte, foarte bune la masă, pentru că cu siguranță sunt, dacă ne punem atenția pe ele, și asta va aplana cel mai probabil orice conflict. Eu am aminte că în familia mea, de multe ori, pentru a evita anumite subiecte, nu neapărat conflicte, foloseam muzica. Ajută muzica la masa de sărbătoare? Cu siguranță ajută foarte mult. Depinde și ce muzică, iată, poate să iște tot felul de, predilecții. Dar da, cu siguranță, orice unește sufletele, cu cât vorbim despre un limbaj comun, cum este acesta al inimii, sigur că da, sigur ajută.
Ce trebuie să știm atunci când la masă, bineînțeles, sunt oameni din diferite generații? Când apare inevitabil, mai ales cum te întâlnești cu bunici, cu părinți, cu unchi, cu mătuși, apare conflictul dintre generații. Ce ar trebui să știm și cum ar trebui să abordăm aceste legături? Eu aș recomanda să abordăm cu conștiința faptului că noi provenim de acolo. Deci că datorită dumnealor suntem noi astăzi aici. Cu recunoștință. Să găsim exact această recunoștință și realitate până la urmă în ființa noastră, să găsim acest adevăr că dacă dumnealor nu erau și dacă nu erau exact așa cum au fost, atenție, nu mai bun, nu mai blânzi, nu mai cum ne-am fi dorit noi, ci fix așa cum au fost, noi n-am fi existat. Și atunci, automat, existența mea, până la urmă, se datorează acestor oameni. Și ei s-au dat pe ei, cum îmi place mie să zic. Când au oferit dragostea respectivă prin viață, s-au dat pe ei înșiși și în celula respectivă erau chiar ei cu totul, nu doar părțile care ne plac. Deci clar trebuie să, să evităm reproșurile cu orice. Măcar siguranță. Azi e duminică, siguranță. Suntem la masă, hai să evităm reproșurile și bănuiesc că și empatia are un rol important. Da, eu merg mai mult pe zona de compasiune. Empatia pentru mine înseamnă să și simt ceea ce simți tu. Nu, să fiu alături de tine, practic văd prin ceea ce treci, văd călătoria ta, eu sunt alături de tine și îmi propun să te sprijin în momentul în care ai nevoie de asta. Nu dacă tu simți tristețe, simt și eu automat tristețe. Asta nu ne ajută pe niciunul dintre noi, am fi amândoi doi oameni triști. Deci, deși pentru simți, poporul nostru, iartă-mă, da, funcționează, nouă ne place să ne văităm destul de mult. Da, ne ajută aparent, cel puțin în primă fază, această mentalitate, dar nu pe termen lung, cu siguranță nu. Deci compasiune, blândețe și întotdeauna să încercăm să respectăm legea apartenenței. Toți au dreptul să aparțină acestui sistem familial. Toți. Mintea noastră doar începe să judece că celălalt nu e suficient de bun sau nu este suficient de, eu știu, la nivelul așteptărilor noastre. Și poate de multe ori nu e suficientă doar comunicarea și putem veni și cu un cadou, o mică atenție. Cum se spune la mine acasă, gânzește, o mică atenție. Ajută atenția. Cu siguranță. Orice manifestare a iubirii ajută. De fapt, iubirea ajută. Și dacă pentru noi, pentru unii dintre noi, iubirea este și în lucrurile materiale, de ce nu? Până la urmă sunt binevenite. Mulțumim din suflet, Anca Maftei, pentru sfaturile pe care le-ai dat, pentru învățăminte. Iată că trebuie să folosim multă compasiune, iertare, iubire, acceptare, elemente pe care ar trebui, din punctul meu de vedere, să le folosim în fiecare zi, nu doar la masa de Paște.